Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună brioșe cu cașcaval și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 150 de grame de cașcaval ras, 200 de grame de făină, 150 de ml de lapte, 60 de grame de unt, 140 de grame de iaurt, un ou, un praf de sare, o linguriță de boia și un pliculeț de praf de copt. Iar pentru decor vom avea nevoie de 50 de grame de cașcaval ras și de o linguriță de boia. În primul rând vom amesteca ingredientele lichide și voi începe cu laptele, pe care îl pun într-o carafă. Adaug și oul, untul topit și iaurtul și amestec bine, cât să combin toate ingredientele. Pe care le voi lăsa puțin deoparte pentru a ne ocupa de cele solide. Voi amesteca acum toate ingredientele solide și încep cu făina, pe care o pun într-un bol încăpător, cașcavalul ras, praful de copt, paprika sau boia și sarea. Le amestec bine. Iar peste ele voi pune ingredientele lichide pregătite înainte și amestec ca să se omogenizeze bine. Fără a amesteca excesiv, doar că să combinăm bine făina și cam așa ar trebui să arate. Urmează acum să umplem formele. Eu am aici forme de aluminiu pe care le-am uns cu unt și le-am tapetat cu făină. Puteți folosi și o tavă pentru brioșe, însă fără a folosi și hârtiuțe de brioșe, ci doar le puneți unt și făină ca și mine. Voi lua acum o lingură, am o lingură pentru înghețată. Am să iau din aluat și am să pun în fiecare formă. Umplu fiecare formă pe 3 sferturi. Am umplut toate formele cu aluat. Acum voi decora brioșele cu puțin cașcaval. Și voi presăra pe fiecare parte și puțină boia pentru culoarea frumoasă. Și voi da acum această tavă la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru 20-25 de minute. Brioșele cu cașcaval sunt gata, s-au rumenit foarte frumos deasupra, le voi lăsa acum să se răcească și le voi scoate din forme. Brioșele s-au răcit, le-am scos pe toate din formă și așa arată, acesta este rezultatul final. Voi lua acum una și am să o rup pentru a vedea și interiorul, să vedeți cât sunt de pufoase și cât de bine arată și în interior. Sunt foarte, foarte pufoase, miros extraordinar de bine, se fac foarte ușor și sunt ideale pentru micul dejun. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!